Un muzeu dedicat civilizației dacice va fi amenajat în Orăștie, în centrul istoric al localității, după reabilitarea clădirii unde în trecut a funcționat vechiul spital al municipiului. În respectiva locație va fi pus în practică un proiect expozițional inedit, nu doar pentru zonă, ci pentru întreaga țară, dedicat cetăților dacice din Munții Orăștiei. Tot la Muzeul Civilizației Dacice, pe lângă proiectul pentru clădire, este aproape finalizat proiectul expozițional. Proiectul expozițional este unul inedit în România. Din cauza aceasta, muzeul acesta de la Orăștie este unic, să zic așa, datorită faptului că este gândit ca un muzeu școală. Prima dată vii la muzeu să vezi ce înseamnă cultura dacică și Munții Orăștiei, după care te duci în Munții Orăștiei să vezi și pe viu, să spun așa, partea legată de istoria noastră. Investiția de la Muzeul Civilizației Dacice din orașul Paliei este realizată în parteneriat de Consiliul Județean Hunedoara și Primăria Municipiului Orăștie și beneficiază de finanțare europeană de peste 10 milioane de lei.